Primarul Nicolae Barbu a fost prezent sâmbătă 10 august la locuința lui Ion Mihăilă, un bărbat din municipiul Giurgiu care pe 11 august va împlini venerabila vârstă de 103 ani. Edilul șef i-a înmânat sărbătoritului o diplomă din partea municipalității în semn de respect și prețuire, un buchet de flori, un tort și o șampanie, rămânând însă plăcut surprins de agerimea și luciditatea lui Ion Mihăilă. Acum, dacă când mai sunteți și dumneavoastră, că puteți să mai mă ajutați, că mult nu o să mai duc eu. Le duceți cât vrea bunul Dumnezeu. Dumnezeu e cu noi. La plecare, primarul municipiului a promis giurgiuveanului care a depășit 100 de ani că și anul viitor va fi prezent la sărbătoarea de 104 ani. Eu sunt pregătit la anul vineri la dumneavoastră. Spune, vă așteptăm. Păi? Eu cu drag și vă închin să... E atât de aproape aici, cunoaștem locul, bolta-i boltă, văd că e frumoasă. La fel ca anul trecut, așa că la anul vă așteptă acolo. Multă sănătate vă doresc, sănătate, noi ne retragem, să vă dea Dumnezeu numai bine. Doamne ajută să vă dea Dumnezeu. Și dumneata cât vine. Cât vrea bunul Dumnezeu. Să-și aduce aminte. Mi-aduc aminte întotdeauna, cu plăcere. V-am spus că mi-aduc aminte de toții cei care am fost când au împlinit 100 de ani, când au împlinit 101, așa că suntem aici. Acum când o fi la votare, cum că nu pot să mă duc? S-a dus. Ați liniștit.